în sesătura aceasta frumoasă a cuvântului vestit pe care Dumnezeu a croșetat-o în auzul urechilor noastre în această seară și cât de frumos s-a împletit Zidirea încrederii noastre în Dumnezeu, cu motivarea noastră la responsabilitățile pe care Dumnezeu le-a așezat în viețile noastre și pe umerii noștri. Aș vrea să adaug ceva despre principiile unității în Biserică. Și aș vrea să citesc câteva versete din Cartea Judecător, capitolul 1. Primele trei versete. Judecător, capitolul 1, primele trei versete. După moartea lui Iosua, copiii lui Israel au întrebat pe Domnul și au zis, Cine dintre noi să se suie întâi împotriva canaaniților ca să pornească lupta cu ei? Domnul a răspuns, Iuda să se suie. Iată că am dat țara în mâinile lui. Și Iuda a zis fratelui său, Simeon, suie-te împreună cu mine în țara care mi-a căzut la sorți și să luptăm împotriva cananiților. Și voi merge și eu cu tine în țara care ți-a căzut la sorți. Și Simeon s-a dus cu el. Amin. Pentru că unitatea noastră este prețioasă și pentru că unitatea nu există în afara legăturii frățești nu există în afara interacțiunilor noastre. M-am oprit la pasajul acesta din Cartea Judecători, pentru că este un moment foarte interesant în istoria lui Israel. Vedeți, Iosua a distrus toate armatele împărățiilor, cetăților, regiunilor din țara Canaan, țara promisă. Țara Canaan este o țară cu o semnificație deosebită, istorică și biblică. Și vreau doar un lucru să-l spun despre semnificația acestei țări. Pentru că diavolul cunoaște parțial scopurile și planurile lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că diavolul are și el planurile lui. Țara aceasta era țara promisă de Dumnezeu. A fost binecuvântată cu lapte și miere. A fost țara de la mijlocul pământului. A fost cel mai important ținut geografic al istoriei. Și acolo, în țara Canaan diavolul și-a plasat posedații lui. Când au apărut nefilimii, când au apărut uriașii, ei au fost o tentativă demonică, diabolică, de a contamina genetica umană. Știți că îngerii păzitori și-au părăsit locuința, înșelați fiind de diavolul, au posedat trupuri, și au creat o linie genetică contaminată numită uriași. Acești uriași au fost înainte de potop, și când Dumnezeu a adus potopul, potopul, scopul potopului a fost printre altele și eliberarea geneticii umane de aceste deviații. Se pare însă că inclusiv după potop, diavolul a găsit metode de posedare a unor ființe umare pentru ca să infiltreze genetica umană și să producă acest uriaș, monștri, dușmani ai lui Dumnezeu și dușmani ai oamenilor. Nu vreau să intru în cultură, în mistica veche, în anumite cărți care descriu, ce făceau și cum se comportau acești uriași, pentru că nu e treaba noastră asta, dar un lucru vreau să vă spun. Există trei metode de acțiune a diavolului asupra ființei umane. Mai întâi, prin influență demonică, apoi prin opresiune demonică și apoi prin posesiune demonică. Prin Uh, influență demonică, un simplu caz, David care este influențat de satana să facă numărătoarea poporului, nu o face după lege, nu o face după scripturi, nu o face cu o motivație corectă și la timpul potrivit și diavolul care l-a ațățat, care l-a influențat, care a inițiat scopul acesta, a făcut-o spre nimicirea lui Israel, știți că au murit foarte mulți din Israel. David a fost devastat de rezultatele acestui păcat al lui. asta este influență demonică. Saul, împăratul Saul, a fost sub opresiune demonică. Spune Biblia că venea un duh rău și îl chinuia. O cântare frumoasă, ca cele de cor, fanfară sau în comun care s-au cântat în seara aceasta foarte frumoase, aveau puterea să îndepărteze duhul care îl chinuia, care producea această stare de opresiune. În cuvântul lui Dumnezeu există însă și cazuri de posesiune demonică, atunci când identitatea unui om este neutralizată, atunci când el este lipsit de orice fel de putere de a decide și duhul care este în el controlează ființa lui. Îl infiltrează genetic și îi schimbă atributele chiar fizice. Dacă vă aduceți aminte de îndrăcitul din Gadara, avea puteri supranaturale datorită infiltrării demonice și posesiunii demonice, rupea lanțuri, nimeni nu-l putea stăpâni, era un neom, era un monstru cu puteri foarte, foarte periculoase. Când a fost eliberat, demonii au cerut să intre în porci, porcii n-au suportat, demonii n-au vrut să moară ființa pe care o posedă, fie ea, om sau animal, pentru că locul lor pe urmă era în adânc. A spus, Doamne, ai venit să ne chinui, sau Iisuse, fiul lui David, ai venit să ne chinui înainte de vreme, ne trimite în adânc. Asta ne măcar să stăm în torma asta de porci. Porcii N-au suportat această intruziune, această infiltrare și s-au aruncat în mare și au murit mai degrabă decât să suporte această posesiune demonică. Uriașii au fost rezultatul acestei intersecții între natura demonică și natura umană subjugată și posedată de demoni. Unde s-au așezat uriașii după potop? În țara Canaan. Și unul din scopurile lui Dumnezeu cu poporul Israel a fost să atace seminția lui Anac și pe Uriaș să-i extermine și să-i distrugă, pentru că în țara Canaan avea să fie țara sfântă, țara Israel, locul unde avea să existe națiunea aleasă de Dumnezeu, din care avea să fie produsul intersecției între natura dumnezeiască prin Duhul Sfânt și sămânța femeii ca să-L producă pe Mântuitorul care a venit prin întrupare. Vreau să vă spun că Anticristul nu este altceva decât iarăși o intersecție a naturii demonice cu natura umană, pentru că diavolul încearcă să-l imite pe Dumnezeu. Problema este că diavolul nu poate să producă o întrupare. Singura ființă întrupată în istorie Asta înseamnă preexistentă în istorie, a fost Domnul Isus Hristos. Ca să te întrupezi, trebuie să fii preexistent. Acum, diavolul este preexistent venirii lui Anticrist, dar diavolul nu poate folosi metoda întrupării și atunci diavolul va intra în lume prin dare, spune Biblia că va veni cu semne minuni și arătări miraculoase prin puterea satanei. Ei, așezând în context, în context istoric, cucerirea țării Canaanului, Iosua distruge toate armatele de opoziție, dar țara trebuie luată în stăpânire. Și vreau să vă spun că rămân teritorii necucerite chiar până în vremea lui David. Vă aduceți aminte că David cucerește Ierusalimul? David ucide ultimele rămășițe ale uriașilor, ale seminției uriașilor, împreună cu vitejul lui atunci când merg și îi ucid pe ultimii uriași din țara Canaanului. Ce s-a întâmplat? Victorile au fost obținute. Iosua a fost marele biruitor care a distrus orice armată i-a ieșit în cale. A nimicit toate cetățile întărite din calea lor. Însă, poporul a trebuit să meargă să ia în stăpânire de la cetățenii Canaanului viile, locuințele, teritoriile. Și Dumnezeu le-a dat porunca să nu cruțe pe nimeni și nimic, pentru că toată țara aceea și toți locuitorii ei erau contaminați și nu mă refer doar la contaminarea genetică a acestor uriași, ci erau contaminați și sub stăpânirea diavolului într-un păgânism și un întuneric spiritual dens. Acum, după moartea lui Iosua, Poporul se adună și spune, trebuie să ne ducem să ne luăm în stăpânire țara. Însă, chiar dacă nu mai au armate, fiecare își apără via, își apără casa, își apără grădina, își apără Posesiunile. Și au plecat seminție cu seminție să cucerească teritoriile deja delimitate sub conducerea lui Moise odinioară. Au fost trasate teritoriile țării Canaanului pentru fiecare seminție. Și Dumnezeu a spus să meargă prima dată Iuda. Și Iuda merge la seminția lui Simeon. Și spune, haideți cu noi să ne cucerim împreună teritoriile. Voi veniți și ne ajutați pe noi să ne cucerim teritoriul, noi venim și vă ajutăm pe voi să vă cuceriți teritoriul. Și din legătura aceasta între cele două seminții se naște subiectul și principiile unității care sunt. Interschimbabile, nu numai în ceea ce privește națiunea Israel, ci sunt aplicabile și în biserică. Primul principiu este principiul apartenenței. Principiul apartenenței. Simeon, fratele lui Iuda. Ascultați ce spune în versetul 3 pe care l-am citit și Iuda a zis fratelui său, Simeon. Frați și surori, primul principiu care stă la temelia unității bisericii este că avem același tată și dacă avem același tată suntem frați. Coristul de lângă tine e fratele tău, corista de lângă tine e sora ta, fanfaristul de lângă tine e fratele tău, Predicatorul de la Anvon e fratele tău. Ușierul care îți spune bine ai venit la biserică e fratele tău. Sora care îți primește copilașii pe care îi duci ca să aibă grijă de ei în timpul serviciului e sora ta sau cea care îți ia copiii la școala dominicală, e sora ta. Suntem frați și suntem surori. Noi nu suntem aici adunați de un spirit de coaliție pentru că avem un scop comun, ci pentru că avem o identitate comună. Avem același tată, suntem din același popor și nu mă refer la poporul român neapărat, chiar dacă iubim faptul că suntem români. Noi suntem copiii lui Dumnezeu, noi suntem din împărăția lui Dumnezeu. Cum a fost Israelul un popor, biserica lui Dumnezeu este un popor. Și vreau să vă spun că avem același dușman. Suntem frați și să știți că frații au dușman comun. Nici odată doi frați adevărați nu sunt unul prieten cu dușmanul altuia doi frați adevărați nu vor fi niciodată unul dintre ei prieten cu dușmanul celuilalt frații adevărați au dușman comun și vreau să vă spun că dușmanul nostru comun e diavolul și este împărăția lui cât de mult te urăște pe tine atât de mult îl urăște pe fratele tău pe sora ta noi de multe ori ne uităm la defectele noastre și le lipim de fizionomia și de persoana respectivă. Fără să ne dăm seama că în primul rând persoana aceea este o victimă. Asta nu înseamnă să fim de acord cu lucrurile greșite din viața altuia. Spune Biblia că dacă vezi pe fratele tău căzând într-o greșeală deodată, să lei, să-l mustrui, să vorbești, să încerci să-l recuperezi. Există situații în care unii dintre noi, prin păcat repetat, prin nesocotirea îndemnului de a trăi o viață de sfințenie și de evlavie și de cumpătare, îndemn pe care l-am auzit mai devreme, când începem să ne jucăm cu păcatul, ne putem pierde identitatea și asta este un lucru foarte grav. Însă, până atunci și până acolo, să ne uităm unii la alții ca la frații și surorile noastre în Domnul. Ascultați ce spune cuvântul Domnului la 1 Ioan, capitolul 2, de la versetul 7. Preobiților, nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche pe care ați avut-o de la început. Porunca aceasta veche este cuvântul pe care l-ați auzit Totuși, vă scriu o poruncă nouă, lucru care este adevărat atât cu privire la el, cât și cu privire la voi. Căci întunericul se împrăștie și lumina adevărată și răsare chiar. Cine zice că este în lumină și urăște pe fratele său, este încă în întuneric până acum. Cine iubește pe fratele său, rămâne în lumină și în el nu este niciun prilej de poticnire. Dar cine urăște pe fratele său este în întuneric, umblând în întuneric și nu știe încotro merge pentru că întunericul i-a orbit ochii. În capitolul 4, versetele 20 și 21 spune, dacă zice cineva eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos că și cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu îl vede? Și aceasta este porunca pe care o avem de la el. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. Nu-l poți iubi pe tata și să-i iubești, să-i urăști copilul. Principiul apartenenței. Când Iuda s-a dus la război, un război greu, un război anevoios, a fost mai ușor războiul când aia e armata lor și asta e armata noastră. Când au trebuit să meargă stradă cu stradă, Casă cu casă, zid cu zid, gard cu gard și să le ia în stăpânire. A fost foarte greu. A fost o luptă nevoioasă. În timpul vieții marelui general, marii căpetenii au distrus toate armatele. Le-au luat generații multe să ia în stăpânire toată țara. Iată de ce, în lupta aceasta nevoioasă, Iuda a spus: Mă duc cu fratele meu. Dragii mei, una din marile noastre probleme este că trăim de parcă am fi în timp de pace. Și când este pace în lume, din punct de vedere spiritual, Biserica este în timpul unui război pe viață și pe moarte. Diavolul nu ia pauză, diavolul nu acceptă armistițiu, diavolul nu întrerupe niciodată ostilitățile, atât de urât cât i-ai fost ieri, îi ești și astăzi. Așa de mult cât a vrut să te nenorocească ieri, la fel vrea și astăzi. Cu ce te-a atacat ieri, te atacă și astăzi. Fiecare zi este un război greu și nu-l poți purta singur. Ai nevoie de fratele tău! Ai nevoie de poporul lui Dumnezeu să te întărească, să te ridice, să te sfătuiască, să te mustre, să te îndrepte, dar în același timp să stea umăr la umăr cu tine, cot la cot cu tine. Vedeți, e așa de tragic că în zilele astea când diavolul ne atacă copiii, în loc să ne întărim, să ne încurajăm și să ne rugăm unii pentru alții, ne judecăm unii pe alții. Fără să ne dăm seama de ceea ce spuneau din Ioara Petru, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași necazuri ca și voi. În 1 Ioan, capitolul 5, primele două versete. Oricine crede că Isus este Hristosul este născut din Dumnezeu. Și orice cine iubește pe cel ce l-a născut, adică pe Dumnezeu, iubește și pe cel născut din el, adică din Dumnezeu. Cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile Lui. Lucrurile acestea nu se pot separa unele de altele, nu poți să iubești frații fără să iubești pe Dumnezeu, nu poți iubi pe Dumnezeu fără să iubești pe frații, iată principiul apartenenței. Al doilea principiu este principiul suficienței, al doilea principiu care stă la baza unității poporului lui Dumnezeu. Am vorbit de principiul apartenenței Simeon fratele lui Iuda, principiul suficienței Simeon... Parte din partea lui Iuda. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în Iosua, în capitolul 19, atunci când prin sorți au împărțit, au demarcat teritoriul seminților. Și dacă vă uitați la versetul 1, spune, a doua parte a căzut prin sorți lui Simeon, seminției fiilor lui Simeon, după familiile lor. Moștenirea lor era în mijlocul moștenirii fiilor lui Iuda, așa cum ascultați versetul 9. Moștenirea fiilor lui Simeon a fost luată din partea de moștenire a fiilor lui Iuda, căci partea fiilor lui Iuda era prea mare pentru ei. Și de aceea fiii lui Simeon și-au primit pe al lor în mijlocul moștenirii lor. Foarte important este să știm și să acceptăm că toate lucrurile sunt echilibrate și balansate în împărăția lui Dumnezeu, în așa fel încât să fie suficiență și abundență. În 1 Ioan, capitolul 3, ne întoarcem la prima epistolă a lui Ioan. Cite, citim foarte multe lucruri în această epistolă a lui Ioan despre unitate, dragoste în biserică. În capitolul 3, versetele 17 și 18, spune: Dar cine are bogățiile lumii acesteia și vede pe fratele său în nevoie, fratele său, Simeon, în nevoie, și își închide inima față de el? Cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu? copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Am să vă spun un lucru cu toată sinceritatea. Dacă între noi există oameni amărâți, dacă între noi există oameni cu lipsuri, tot ceea ce îi lipsește lui e la tine. și el rămâne flămând și în lipsă datorită zgârceniei tale. Orice minus la unul înseamnă plus la altul. Seminția lui Simeon a rămas fără teritoriu. Și mă gândesc la Iuda, care putea să spună, îmi vă atingeți de teritoriul meu? Mi-a căzut la sorți! Sunt binecuvântat, sunt deștept, sunt capabil, sunt muncitor, sunt harnic. Avem destul și avem prea mult. Și din plusul pe care Dumnezeu mi l-a dat mie, trebuie acoperit minusul din viața altuia. Principiul acesta nu este doar un principiu vechi testamental, nu este doar un principiu pe care Ioan îl enunță, este un principiu apostolic. Vă aduceți aminte că biserica primară așa a trăit și nu că i-a forțat cineva, ci pentru că Duhul lui Dumnezeu a lucrat în inima lor și-au adus ogoarele la picioarele apostolilor, pentru ca nimeni să nu ducă lipsă, și zice că nimeni nu spuneau astea sunt ale noastre? De ce? Pentru că nu doreau ca fratele lor să ducă lipsă. Vreau să vă spun, frați și surori, că dacă aș auzi că fratele meu de corp este în minus, este în lipsă și nu are ce mânca, n-aș putea dormi, n-aș putea respira până nu m-aș duce. Cu cât aș putea, cu niște sacoșe de mâncare, dacă mai mult nu pot. Pentru că plusul din viața mea trebuie să compenseze minusul din viața altuia. Ascultați ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, tot ca principiu și așezământ apostolic, vorbim de Noul Testament în 2 Corinteni, capitolul 8, de la versetul. 10. Este vorba de dărnicia macedonienilor care au dăruit belșug din sărăcie lucie. Știți ce înseamnă să lucească sărăcia ta? Înseamnă că în, în casa ta nu are pe ce se pune praful. De-aia lucește tot! Adică n-ai nimic! Și spune în versetul 10, în această privință vă dau un sfat și sfatul acesta vă este de folos vouă, care de acum un an, cei din tâi, ați început nu numai să faceți, ci și să voiți, isprăviți dar acum de făcut, pentru ca după graba voinței să fie și înfăptuirea, potrivit cu mijloacele voastre, pentru că dacă este bunăvoință, darul este primit, avându-se în vedere ce are cineva, nu ce n Aici nu este vorba ca alții să fie ușurați, iar voi strâmtoarați. Tu să rămâi cu minus și altul să aibă plus, nu. Ci este vorba de o potrivire, de o compensare. În împrejurarea de acum, prisosul vostru, plusul vostru extra, să acopere nevoile lor pentru ca și prisosul lor să acopere la rândul lui nevoile voastre, așa ca să fie o potrivire, după cum este scris, cel ce strânsese mult n-avea nimic de prisos și cel ce strânsese puțin nu ducea lipsă. Și vreau să spun ceva bisericii Eli. Nu se supără pe mine dacă le spun. Nu se supără că sunt pocăiți și cheamă Eli. Vă apropiați de un proiect foarte mare. Și prima care trebuie să aibă belșug este casa lui Dumnezeu. Știu că pentru casele voastre a venit vreme. Știu că sunteți bine Cea mai mare nedreptate. Nu o facem în primul rând săracilor de care nu avem grijă. Că mi se pare că de săraș totuși ne înduioșăm, domnule. Când vine o colectă pentru un bolnav, pentru un sărac, își rup pocăiții buzunarele. Și asta e un lucru foarte bun. Însă știți ce mă deranjează când îi aud pe unii care cărtesc atunci când este vorba de Casa lui Dumnezeu. Cu cât vă veți obișnui să iubiți Casa lui Dumnezeu și să dați mult pentru Casa lui Dumnezeu? Eu n-am să vă spun că o să ajungeți milionari, nici că o să vă răsară mercedesurile în fața proprietății, în primul rând pentru că unii dintre voi chiar sunteți milionari și alții chiar mergeți în mercedesuri. dar veți avea o satisfacție extraordinară. Împreună cu Biserica Elim am rămas cu o datorie destul de mare, că frații au zis că dacă vor să construiască ceva pentru Dumnezeu, vor să construiască ceva pentru Dumnezeu frumos și grandios, ca să-i facă onoare și cinste, să vadă oamenii când trec pe lângă biserică, suntem în America, nu suntem în deșert. Să vadă ce fac pocăiții pentru Dumnezeul lor. Și duminica trecută ne-am temut că nu o să se mai strângă ca înainte. Am avut o masă de dragoste în biserică și prin Harul lui Dumnezeu și dărnicia bisericii Elim, 670 de de dolari s-au strâns la această dărnicie. Și nu este prima și nu e a doua oară și nu e a noua oară, a zecea oră, a douășpea oară când strângem peste jumătate de milion de fiecare dată pentru casa lui Dumnezeu. Și numărul nostru este comparabil cu al dumneavoastră. Am vorbit cu un frate odată și am spus, ce zici, dacă ne apucăm, terminăm, zice, n-am auzit o biserică care să înceapă și să nu termine. Împliniți cuvântul rostit de Dumnezeu prin Hagai, puneți mâna pe proiectul acesta și faceți-i Domnului o casă frumoasă aici în Atlanta. Fraților, trebuie să plecați din înghesuiala asta. Pentru o vreme a fost o minunăție, a fost o frumusețe, am admirat-o când am venit, am venit acum 20 de ani aici și de multe ori am venit. E vremea să vă duceți la loc larg, e vremea să aveți facilități pentru copiii voștri, pentru pruncii voștri, este vremea să aveți loc larg de extindere pentru formațiile voastre, este vremea să aveți loc larg, că poate l-ascultați pe fratele Luigi, că va Vorbi prin Duhul Sfânt să lucrați la mântuirea și convertirea oamenilor din Atlanta. Plus că vin mulți din alte părți din America în Atlanta. Pe aia din Chicago, vreau frumos să-i lăsați în pace. Ia lăsați-ne în pace. Amin. V-am dat destul. V-am dat destul. Ziceți mersi și gata. Principiul suficienței. Al treilea principiu, principiul interdependenței. Când am vorbit de principiul apartenenței, am spus Simeon, fratele lui Iuda. Când am vorbit de principiul suficienței, Simeon parte din partea lui Iuda. Când vorbim despre principiul interdependenței, partea lui Simeon în mijlocul părții lui Iuda. Ascultați că ne întoarcem la Iosua. A doua parte a căzut prin sorți lui Simeon, seminției fiilor lui Simeon, după familiile lor. Moștenirea lor era în mijlocul. V-ați uitat vreodată pe o hartă biblică a delimitării semințiilor? Știți care este teritoriul lui Simon? E un cerc în interiorul cercului care definește teritoriul lui Iuda. Simeon nu are de la granițele de jur împrejur decât pe Iuda. E în interior total, înghițit în interiorul seminției lui Iuda. Ei au fost condamnați să meargă împreună. În primul rând, dacă Iuda mergea fără Simeon, ce făcea? Cucerea de jur împrejurul cercului ăluia, și aveau în mijlocul teritoriului lor un focar de răscoală care să-i șicaneze. Dacă Simeon mergea fără Iuda, mergea într-un teritoriu unde erau un circuit de dușman de jur în prejur. Când Dumnezeu a hotărât ca Iuda să meargă primul, Dumnezeu a știut caracterul lui Iuda, al seminției lui Iuda a știut călăuzirea lor, înțelepciunea lor, dragostea lor și au știut că vor merge la Simeon și să Simeone. Noi păștă trebuie să-i împreună, pentru că noi de fapt avem același teritoriu. Voi sunteți în mijlocul nostru și noi suntem de jur împrejurul vostru. Trebuie să luptăm împreună. dragi mei, ascultați-mă, teritoriile voastre se interpătrund. Înfrângerea unuia e înfrângerea tuturor, ca în cazul lui Acan. Victoria unuia e victoria întregului popor, ca în cazul lui David cu Goliat. Voi nu puteți decât birui împreună. Ascultați ce spune la 1 Corinteni, capitolul 12. de la versetul 14. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Dacă piciorul ar zice, fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup, și dacă urechea ar trup, dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul, dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul, acum dar Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare așa cum a voit El. Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup. Ochiul nu poate zice mâinii, n-am trebuință de tine, nici capul nu poate zice picioarelor, n-am trebuință de voi. Ați auzit vreodată să se ducă un cap la război fără picioare? Dar niște picioare să se ducă la război fără cap. asta am mai auzit, dar n-au ajuns bine picioarele. Ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuință și părțile trupului care par vrednice de mai puțină cinste le îmbrăcăm cu mai multă podoabă, așa că părțile mai puțin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumusețe. Pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite, Dumnezeu a întocmit trupul în așa fel ca să dea mai multă cinste modularelor lipsite de cinste. Pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, trupul să fie în unitate și să meargă împreună la război. ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. Și dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele lui. Fraților, nu putem unul fără altul. Și aș vrea să mai spun un lucru și voi încheia. În război e nevoie de fiecare dintre noi, pentru că Dumnezeu ne-a dat abilități și chemări speciale și chiar diferite. Am auzit pe foarte mulți vorbind de uh, diversitatea noastră în unitate. Există diversitate în unitate, dar unde trebuie pusă, nu unde nu trebuie pusă. De regulă, uh, trubadurea ereziilor teologice vin și ne spun că diversitatea în unitate are de face cu învățătura cuvântului lui Dumnezeu și că acolo suntem diversi și credem diferit și fiecare cu opiniile și părerile lui și cu crezul lui. Este fals. Trebuie să fie uniformitate în doctrină, trebuie să fie intimitate în părtășie și trebuie să fie diversitate în unitatea slujirii. Acolo suntem diversi. Nu în învățătură. E o singură credință, un singur domn, un singur botez. Credința dată sfinților, o dată pentru totdeauna din care n-ai voie să scoți și la care n-ai voie să-i adaugi. Acolo e uniformitate. În unitate. În unitatea credinței. În părtășie este intimitate în ciuda diversității. Slujirii, pentru că trebuie să fim toți împreună la un loc, Eu, Iuda împreună cu Simeon. Când este vorba de slujire, de capacități, de chemări, de înzestrări, doar acolo este diversitate în unitate, și pentru că acolo este diversitate. Fratele Pastor Luigi vorbea mai devreme despre toate funcțiunile organice ale bisericii, scopurile esențiale ale bisericii. Și prin această diversitate, Dumnezeu a acoperit și a dat resurse chiar bisericilor locale pentru acoperirea tuturor nevoilor spirituale și de orice gen ale Bisericii Domnului Isus Hristos. Toate aceste capacități au fost lăsate în fiecare biserică locală. Duminica trecută am fost la Biserica Elim din Chicago și m-am bucurat de părtășie, de cântări și am spus, nu așa. Am venit în seara asta, în cursul săptămânii, la Biserica Elim din Atlanta și am zis, nu, chiar așa. Mă duc duminica viitoare, duminica asta care urmează în Seattle, să vedeți ce o să mă mir acolo. Și de câte ori mă duc undeva unde se adună sfinții, în biserici mici, în biserici medii, în biserici mari, acolo unde este Duhul lui Dumnezeu și acolo unde este prezent Dumnezeu. Ne dăm seama că ne-a dăruit tot, tot, tot ce privește viața și evlavia. Știți unde a pus Dumnezeu acest tot? În viața fiecăruia dintre noi, în viața fiecărei biserici, în trupul Domnului Isus Hristos. Amin.